Te salut cu respect. Bogdan Ilie aici. Permite-mi, te rog, să îți pun câteva întrebări, dar vreau să stai și să te gândești cu adevărat și profund la răspunsurile pe care le dai. Chiar te rog să îți scrii pe hârtie aceste întrebări și răspunsurile pe care le dai și să îți iei tot timpul necesar pentru a le analiza. Te-ai întrebat vreodată cum se face că oamenilor bogați și de succes le vin în mod continuu numai idei bune care îi fac să câștige din ce în ce mai mulți bani, să fie mai sănătoși, mai fericiți, să se bucure de viață și să experimenteze succes după succes pe fiecare plan al vieții lor? Pe de altă parte, te-ai întrebat vreodată cum se face că oamenilor săraci și nefericiți nu le vin idei? Sau atunci când le vine o idee, o consideră imediat prostească, întreabă vecinul sau vecina și spun: ce idee ridicolă. Sărăcia și boala, totuși, îi copleșește tot mai mult. Își trăiesc fiecare clipă a vieții lor chinuindu-se cu munci pe care nu le iubesc. Muncesc din ce în ce mai mult și mai greu să-și plătească facturile. Abia dacă le ajung banii să pună pâinea pe masă familiei lor și copiilor lor, și viața trece pe lângă ei fără să o observe. Totodată, te-ai gândit vreodată cum se face de există o așa mare diferență în rezultatele pe care le au oamenii în viețile lor, când fiecare dintre noi are la dispoziție doar 24 de ore pe zi? Cum de este posibil ca un singur om să câștige în 24 de ore cam tot atât cât câștigă o întreagă familie pe toată durata vieții lor? Cum se face că 3% din populația globului câștigă 97% din toți banii de pe această planetă? Care este oare diferența? Care este secretul? Pe lângă toate acestea, te-ai întrebat vreodată cum ar trebui să începi și de unde să începi, în ce fel să începi, dacă dorești să îți schimbi și să îți îmbunătățești viața ta, a familiei tale și a copiilor tăi? Cum ar trebui să începi să fii mai sănătos? Ce ar trebui să faci să fii mai bogat și mai fericit? Care ar fi primul pas pe care ar trebui să îl faci pentru a-ți garanta succesul? Cum ai putea afla secretul oamenilor bogați și fericiți? Vezi tu, toate aceste întrebări și multe altele am început să mi le pun cu mult timp în urmă, mai exact pe undeva prin anul 1996. Și treptat am ajuns să aflu răspunsurile corecte, să găsesc soluțiile, să le aplic și să pășesc pe drumul adevăratei bogății în viață. Pe drumul fericirii. Într-o bună zi mi-am pus întrebarea: care ar fi cea mai mare moștenire pe care aș putea să o las copiilor mei și generațiilor ce vor veni după mine pe această planetă? Am stat și m-am gândit și am fost tentat să spun milioane de euro, case și mașini, afaceri prospere, aur cât mai mult și bijuterii. Apoi, tot gândindu-mă, mi-a venit încă o întrebare în minte. M-am întrebat: cum voi ști dacă omul care vine după mine va fi atât de înțelept să administreze cu chibzuință toată moștenirea pe care o las eu și dacă nu cumva o va pierde și se va alege praful de toată truda mea sub soare? Totuși, am revenit la prima întrebare și m-am întrebat din nou: care este cea mai de valoare moștenire ce o pot lăsa omului ce va veni după mine, ca să îl ajute pe acesta să fie chibzuit în toate și să se ridice mai presus de mine, să fie fericit? Răspunsul care mi-a venit a fost: toată experiența mea.
aș putea să-i las toată experiența mea. Dar cum să fac asta? Cum să-i las toată experiența mea de o viață, în așa fel încât el să învețe din ea și să devină fericit, chibzuit și înțelept? Răspunsul a fost să scriu toată experiența mea în cărți, în așa fel încât omul care vine după mine să citească, să chibzuiască, să judece și să decidă el singur ce este bine pentru el și ce nu. Să învețe în câteva ore sau câteva zile ceea ce eu am învățat într-o viață întreagă și am experimentat. Să devină mai bun, mai înțelept, mai fericit. Apoi m-am întrebat care ar fi primul pas. Care este prima învățătură pe care vreau să-i o arăt celui care caută fericirea în viață? Iar după 15 ani, așa a apărut această carte și titlul ei: Primul secret al succesului. Într-o lectură de doar 2 ore, vei descoperi primul secret al succesului adevărat în viață și care este primul pas pe care l-au făcut toți oamenii de succes din lume, fără niciun fel de excepție. Toți au știut acest secret. Cu toții l-au aplicat. Cu toții au făcut acest prim pas în călătoria lor și cu toții au reușit, fără niciun fel de excepție. Vezi tu, valoarea adevărată a acestei cărți va fi cel mai puternic simțită de către tine în momentele grele ale vieții, în momentele de răscruce, atunci când ești cu spatele la zid și ai probleme, atunci când nu știi ce să faci. Această carte și aplicarea ideilor expuse în ea îți vor arăta calea de ieșire și îți va da pacea sufletească de care ai nevoie. Tu cum ai să faci?